Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre mulțimi și anume definirea implicită a mulțimilor. Să facem cunoștință cu Andrei și cu colega lui Sara. Cei doi copii vor să exerseze modurile de definire a mulțimilor. Haideți să-i ajutăm! Mulțimile se pot defini în trei moduri. Și anume, modul explicit, adică enumerând fiecare element al mulțimii. Cum avem aici exemplu, mulțimea M este egală cu elementele 0, 2, 4, 6 și 8. Un alt mod este cu ajutorul diagramei Venn-Euler, dată mai jos. Și un al treilea mod este modul implicit de care ne ocupăm astăzi. O mulțime poate fi definită implicit, adică specificând o proprietate caracteristică elementelor mulțimii, pe care o are orice element din mulțime și nu o are niciun alt element care nu aparține mulțimii. Să vedem și o aplicație. Să scriem mulțimea M precizând o proprietate caracteristică elementelor mulțimii. Mulțimea M este formată din elementele 0, 2, 4, 6 și 8. Deci observăm că mulțimea M conține cifrele pare. Deci M egal cu elementele X cu proprietatea că X este cifră pară. Următoarea aplicație. Scrieți cu ajutorul unei proprietăți caracteristice a elementelor următoarele mulțimi. Mulțimea N formată din elementele 15, 16, 17 și 18. Deci observăm că elementele mulțimii N sunt de fapt numere naturale consecutive. Deci N egal cu acoladă x, elementele x, cu proprietatea că x este număr natural și 15 este mai mic sau egal cu x, mai mic sau egal cu 18. La punctul B avem mulțimea P formată din elementele 10, 30, 50, 70, respectiv 90. Ce observăm? Toate elementele mulțimii P sunt multipli de 10. A căror numere? A lui 1, 3, 5, 7, respectiv 9. Adică este vorba de cifrele impare. Deci înseamnă că mulțimea P va fi formată din elementele X, unde X este de forma 10 ori N și N-ul este cifră impară. Iată și o altă aplicație. Scrieți următoarele mulțimi, enumerând elementele din fiecare mulțime. La punctul A avem mulțimea A mare, formată din elementele A, unde A este un număr natural cu proprietatea că 3 este mai mic sau egal cu A plus 1, mai mic decât 7. Ca să aflăm A-ul, numărul natural A, scădem din fiecare membru a acestei duble inegalități pe 1 și obținem 3 minus 1 ne dă 2, mai mic sau egal cu A plus 1 minus 1 rămâne A, plus 1 minus 1 este 0, mai mic decât 7 minus 1 e 6. Deci, elementul A va aparține mulțimii formată din elementele 2, 3, 4 și 5. Deci, mulțimea A mare este formată din elementele 2, 3, 4 și 5. La punctul B avem
Mulțimea B mare, formată din elementele B mic, cu proprietatea că B este egal cu A la puterea a doua plus 1, unde A mic aparține lui A mare. Deci dacă A mic aparține lui A mare, înseamnă că A mic va aparține mulțimii formată din elementele 2, 3, 4 și 5. Iar B-ul este de forma A la puterea a doua plus 1. Deci dacă lui A îi dăm valoarea 2, obținem B de forma 2 la puterea a doua plus 1, adică 4 plus 1 ne dă 5. Dacă lui A îi dăm valoarea 3, obținem B egal cu 3 la puterea a doua plus 1, adică 9 plus 1 egal 10. Dacă lui A îi dăm valoarea 4, B va fi de forma 4 la puterea a doua plus 1, adică 16 plus 1 ne dă 17. Iar pentru A egal cu 5, obținem B egal cu 5 la puterea a doua plus 1, adică 25 plus 1 egal cu 26. Deci, în final, mulțimea B va fi formată cu rezultatele obținute pentru B mic, adică 5, 10, 17 și 26. La punctul C avem de scris elementele mulțimii C mare, care conține C mic aparține mulțimii A și C mic aparține lui B. Deci înseamnă că C mic va fi element atât din mulțimea A, cât și din mulțimea B. Mulțimea A era formată cu elementele 2, 3, 4, 5, iar B-ul este descris aici. Ce observăm? Elementul comun mulțimii A și B este 5-ul. Deci înseamnă că mulțimea C este formată din elementul 5. O altă aplicație, scrieți următoarea mulțime enumerând elementele sale. Mulțimea D este formată cu elementele X, astfel încât N mic egal cu 6 supra X plus 1 să fie număr natural. X și N, numere ambele naturale. Deci, dacă N-ul este de forma 6 supra X plus 1, acesta trebuie să fie un număr natural, înseamnă că 6 trebuie să se dividă cu x plus 1. Sau cu alte cuvinte, x plus 1 să fie un divizor al lui 6. Deci x plus 1 să aparțină mulțimii formată cu elementele 2, 1, 2, 3 și 6, divizorii lui 6. Dacă luăm pe x plus 1 egal cu 1, obținem x egal cu 1 minus 1, adică 0. X plus 1 egal cu 2, vom avea x egal cu 2 minus 1, deci x egal cu 1. X plus 1 egal cu 3, adică x-ul egal cu 3 minus 1, x egal cu 2. Respectiv x plus 1 egal 6, deci x-ul va fi egal cu 6 minus 1, x egal cu 5. Toate rezultatele sunt numere naturale, deci mulțimea D va fi formată cu elementele x cu proprietatea respectivă, deci rezultatele obținute 0, 1, 2 și 5. Vă propunem spre rezolvare următoarele două exerciții. Cei doi copii vă mulțumesc pentru ajutorul acordat. Vă dorim succes în rezolvarea exercițiilor. Pe data viitoare!